Servus lume, iată că am revenit cu un nou video de răsfoit benzi desenate. Denis Periculosu, numărul 132, serie destul de lungă, publicată de cei de la Fawcett, o editură care nu mai există și o parte din personajele lor acum sunt pe la DC Comics. Ei și-au vândut seriile tot la o editură și cei de la DC au cumpărat de la editura cealaltă, Captain Atom, Blue Beetle, parcă, sper să nu le greșesc. Revista e din 74, arată destul de ok, nu e foarte valoroasă. Conține mai multe povești și personajul ăsta, Dennis, a apărut prima dată într-un comic strip, într-un ziar în Statele Unite. Dar în acea zi în care a apărut comic stripul respectiv, în UK a apărut un comic strip similar cu același nume. Nu știu dacă erau personajele sau cum era, dar cei din UK au schimbat numele ca să nu fie confuzie. Evident, personajul ăsta apare în tot felul de povești colectate în diferite albume. Și pe la Marvel a fost publicat momentan, nu știu dacă publică cineva, nu m-am documentat, dar revista se prezintă destul de ok. Bine, paginile mai îngălbenite, n-are cum să se păstreze albe. Și cam asta e revista. Bine, mai avem și alte personaje. Bugle Island, Bugle Island. N-am auzit de personajele astea. Așa. Păi ceva reclame la karate. Ce mai avem aici? Monster Hunter. Nu știu exact ce sunt reclamele astea. Hot Pepper Gum. Tot felul de jucării, presupun și cursuri. Așa. Încă o reclamă. Cam asta a fost revista. Arată destul de ok. Nu mai știu de pe unde o am. Da, o să mai urmeze videoclipuri de genul. O să încerc să-mi pregătesc ceva mai multe reviste. Asta a fost așa aleator aleasă de prin colecție. La 2000 de comicsuri e destul de greu să te hotărăști ce să areți. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!